23 decembrie 2015, o dată pe care soții Enache din comuna Strejești ar șterge-o din calendar dacă ar putea. Acela a fost momentul când viața lor s-a transformat într-un coșmar. O stare de rău, o convulsie puternică și micuțul Eduard a ajuns la spital, unde în urma examenului tomograf, medicii au hotărât că băiatul trebuie operat de urgență. În urma examenului histopatologic, diagnosticul a fost sumbru, tumoare neuroectodermă cu agresivitate ridicată. Acum Edi este supus tratamentelor specifice bolnavilor de cancer, iar corpul său, mult prea fraged, luptă în fiecare secundă pentru viață. O rază de speranță a apărut pe chipul părinților, care după 2 luni grele au primit o veste bună. În urma ultimei analize nu au fost depistate metastaze osoase. Eduard are nevoie însă de ajutorul nostru, al tuturor. Pentru depistarea evoluției bolii, micuțul trebuie să facă un RMN, examen ale cărui costuri sunt mult peste posibilitățile familiei Enache. Povestea băiatului a reușit să emoționeze oameni cu suflet, care i-au sărit în ajutor și au lansat un apel pe rețeaua de socializare. Inimii Solidare este pagina unde găsiți toate informațiile despre Edi. De asemenea, la inițiativa unor tineri inimoși a fost creată o pagină publică, Bazar Caritabil, unde puteți scoate la licitație sau cumpăra produse puse deja în vânzare, iar banii câștigați din comercializarea acestora vor fi donați familiei Enache. Cei care doresc să le întindă o mână de ajutor o pot face într-unul dintre conturile deschise pe numele Enache Gabriel Cristian.